De ceea ce astăzi este o mică idee, da? Perspectivele înseamnă de fapt un viitor, un viitor mult mai bun. Aveți, să spunem așa, mod sigur o strategie în ceea ce privește activitatea pe care o manageriați la firmă. Dar iată, sunteți și foarte apropiat de sport. Care este, să spunem, legătura sau ce vă determină să fiți aproape de fenomenul sportiv, de sportiv, de antrenori, de fiecare dată? Având o firmă de pază, o firmă de securitate, este normal ca să fim... Uitați, Focșani câștigă, da? Da. Este normal ca aceste sporturi, da, de luptă să fie favoritele noastre. Este normal ca un campion național, cum este Albert Florea, să fie sprijinit de noi, pentru că, așa cum vă place și dumneavoastră, și noi, ca și dumneavoastră, și noi suntem mândri că suntem vrânceni, da? Ca și dumneavoastră. Suntem mândri că suntem vrânceni astăzi aici și aș vrea la final, pentru că a susținut, să spunem, aproape de unul singur, împreună cu Direcția pentru Sport a Județului Vrancea și Federația... Cu plăcere și cu mare dragoste și cu mare respect pentru domnul profesor Aurel Câmpeanu. Pentru toți cei prezenți și pentru cei care nu au fost, dar care urmăresc emisiunea, un mesaj prin ceea ce ați vrut și vreți să transmiteți pe viitor prin această competiție vrâncenilor și nu numai. Îi invit să urmărească emisiunea în primul rând, îi invit să urmărească această atmosferă absolut senzațională care se întâmplă în sala polivalentă din Focșani și sunt convins că dacă o parte mică dintre oamenii de afaceri ar fi alături de noi, gândiți-vă cum ar arăta ediția 11-a, a 12-a, a 13-a și așa mai departe a memorialului Aurel Câmpeanu. Ar fi o competiție de anvergură la care cluburile de valoare din România s-ar bate ca să fie prezente aici, da? Și ca să facă performanță în Catedrala Sportului Vrâncean. Sport Azi de la TV Atlas și Sportul de Vrancea vă felicită în direct, domnule Marius Ulmeteanu, și vă dorește să mergeți mai departe, să duceți flacăra acestor competiții de suflet și pentru viitorul sportului românesc. Vă mulțumesc și sunt convins că veți fi alături de noi în toate acțiunile pe care le vom face pe viitor pentru a populariza acest sport, de ce nu și altele, și pentru a face acești copii fericiți, pentru că după atâta muncă, ei chiar și merită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Îl avem alături, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată, în exclusivitate pentru emisiunea Sport Azi, pe nimeni altul decât unul dintre apropiații regretatului Aurel Câmpeanu, cel care a fost președintele și este președintele clubului Voința. Domnule Sila Constantin, vă rugăm frumos să ne spuneți câteva momente petrecute împreună alături de regretatul Aurel Câmpeanu. Ce fel de om era, antrenor, coleg de servici? Mă bucur că se organizează această întâlnire. Aurel Câmpeanu a fost salariatul clubului sportiv Voința, unde a avut rezultate foarte bune. Am avut la internaționale de la București, am bătut campionul Rusiei într-o fracțiune de secundă prin sportivul Zamfir Marian. Am avut în decursul timpului foarte mulți sportivi. Am avut secții de judo din nivel internațional la fete, cu dânsul și cu, după aceea, urmat antrenor Renția, care l-am avut acolo. Domnul Câmpeanu a fost permanent și încă o dată spun că mă bucur pentru această realizare, că rămâne o treabă foarte bună pentru sportul românesc, din care foarte mulți se pregătesc. Este o pregătire foarte bună la nivel național. Ce fel de coleg era? Adică mă refer la relațiile pe care le-ați avut cu el, atât oficiale cât și ca prieten. Da, da. Pot să spun că era un foarte bun specialist. A fost printre primii care au înființat judoul în județul Vrancea. Noi am făcut a venit din partea Bucureștiului. La începutul judoului în Vrancea a venit domnul Lucian Grigoropol, care a făcut armata în Focșani și atunci s-a înființat judoul și n-aveam kimonouri, făceam foarte mult în shorturi, în astea, asta a fost judoul la noi. Domnule Sila, acum aici la Focșani sunt aproape peste 300 de copii, viitorul judoului românesc.
Are sportul vrâncean părerea dumneavoastră pentru că ați văzut atâtea și cunoașteți atâtea din istoria judoului, are judoul vrâncean prin ceea ce vedeți astăzi aici un viitor mult mai bun decât până acum? Viitorul bun va fi în momentul în care foarte mulți se vor implica în sprijinirea sportului. Fără ajutor din partea organelor locale și a primăriei, cât și a celor care le place judo, nu se face nimic. Asta este simplu, ecuația este simplă. Vă mulțumim frumos și vă dorim multă sănătate. Am avut invitații și colegi din județul Bacău. De data aceasta l-avem invitat pe domnul conferențiar universitar dr. Ion N. Mircea din Galați. O deosebită plăcere, iată, stimați telespectatori. Domnule conferențiar universitar doctor, o competiție la care noi vrâncenii ținem foarte mult. A ajuns la 10-a ediție, e vorba de memorialul Aurel Câmpeanu la judo. Am vrea din partea dumneavoastră, știu eu, legat de latura sentimentală a momentului, memoria unui antrenor din Vrancea, dar în același timp și de, să spunem, partea propriu-zisă, esența acestei competiții de copii, categoria 1, 2 și 3, pentru perspectiva judoului românesc, acelui vrâncean, acelui gălățean, dar amândouă și cu toți ceilalți care sunt aici pentru judoul românesc. O întrebare atât de lungă. Bună ziua, stimați! Da, să mai multe! Ați pus o întrebare așa capoadă. Sper din tot sufletul să pot să răspund la această întrebare. Cu atât mai mult cu cât fiind născut un pic mai devreme, am avut marea plăcere să-l cunosc personal pe domnul Câmpeanu, cu care am colaborat în anii 80, cred, foarte bine, în sensul că am avut o serie de sportivi de la Focșani, cu care am alcătuit o echipă de divizie a Oțelului Galați. Domnul Câmpeanu, în mod deosebit, a fost unul din pionierii judoului din România, din Vrancea, din Focșani, cu siguranță printre primii. Un om deosebit, un om care a pus foarte mult suflet în activitatea pe care a desfășurat-o și a format o serie întreagă de sportivi de mare valoare ai României și, evident, ai Focșaniului. Acum, fiindcă sper că am răspuns la prima parte a întrebării dumneavoastră, în ceea ce privește activitatea sportivă, respectiv competiția de astăzi, îmi face o deosebită plăcere să particip la cea de-a 10-a ediție deja, o tradiție. Felicit organizatorii, îi felicit pe toți colegii mei din Focșani. Nu o să fac, noi să-i amintesc aici, fiindcă sunt destul de mulți, dar pasionați și, evident, sunt demni continuatori ai profesorului pe care astăzi, Aurel Câmpeanu, pe care astăzi îl comemorăm. Acum, în privința nivelului competiției, pot să vă spun că întâmplător am coordonat activitatea Federației Române de Judo în calitate de președinte al Colegiului Antrenorilor în perioada 2003-2009 și am avut plăcerea să-i cunosc pe toți antrenorii din țară și, evident, să coordonăm, să spunem așa, în perspectivă viitorul judoului românesc, plecând de la acest nivel de vârstă. Constat cu plăcere că nivelul de tehnicitate al copiilor este corespunzător nivelului așteptat la vârstele la care se desfășoară competiția. Felicit pe această cale pe toți antrenorii care fac eforturi deosebite, mai ales în contextul socioeconomic actual, să pună la dispoziția copiilor cele mai bune condiții de pregătire și cam tot ce știu ei să facă, fac cu mare plăcere, ținând cont tocmai de greutățile de care aminteam anterior. Vă mulțumesc din suflet și vreau să ne vedem cu bine la 11-a ediție. Să dea Dumnezeu așa să se întâmple. E succes tuturor!
Vă spuneam, stimați telespectatori, că la această 10-a ediție avem musafiri din aproape toate zonele țării. Am vorbit despre Moldova, Muntenia, Dobrogea. Acum avem alături un invitat special de suflet de peste munți, tocmai din Târgu Mureș, domnul Gliga Laurențiu. Domnule profesor antrenor, chiar ați terminat un meci mai devreme, ați avut un meci cu un copil pe tatami. Cum vi se pare această competiție aflată la 10-a ediție, memoria unui mare antrenor pe care l-a avut Vrancea, Aurel Câmpeanu? Da, în primul rând, bună ziua. În al doilea rând, pentru mine este o premieră. Este prima dată când mă aflu la Focșani. Am descoperit un oraș minunat. De asemenea, mi s-a confirmat amabilitatea și prietenia celor de aici, respectiv Sandu, Zisu, domn profesor Stănică, Palade, toți niște oameni minunați. Deci, ce să spun, e o competiție cu care, la care eu vin cu plăcere. Voi veni și în continuare dacă voi fi invitat. Am descoperit, repet, un oraș minunat. Mă bucur că sunt aici. Ce club reprezentați? Clubul sportiv Samurai Florii de Cileș. Care, să spunem, ar fi în câteva cuvinte, bineînțeles, obiectivele sau nu neapărat ale clubului, ale secției pe care o coordonați, ale dumneavoastră ca antrenor în perspectiva acestor copii, categoria 1, 2 și 3 pentru judoul românesc? Da, eu fiind un club privat la început de drum, deocamdată nu am avut rezultate extraordinare, dar datorită muncii care am depus-o în acești 3 ani de când funcționăm, am ajuns să avem o sportivă care a ajuns să se antreneze cu lotul național de fete la Cluj-Napoca, care de asemenea a fost anul acesta campioană națională, iar ceilalți sportivi sunt niște sportivi extraordinari din mediul rural, care noi suntem un club din Voiniceni, care vin cu cea mare plăcere la club, se pregătesc și sper ca cât de curând să avem rezultate și cu ei. Vă mulțumesc foarte mult și vă invităm și noi de pe acum la 11 ediție la anul. Galați cu București de Dorești. Învingător Barbaruc. Și tot tipă copii. Moloman cu Voinel. Moloman, Galați, Voinel de Dorești. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ați văzut părinți, părinții care țineau pumnii strânși pentru copiii, pentru sportivii lor. Ați văzut copiii care luptă până la ultima picătură de energie pentru o medalie, pentru un premiu, pentru a urca pe podium. Aici, la Memorialul Aurel Câmpeanu, care s-a desfășurat sâmbătă 17 noiembrie 2012 în Catedrala Sportului Vrâncean, s-a luptat până la ultima picătură de energie. Urmează festivitatea de premiere și un gând de la revedere pentru ediția de la anul, ediția 11-a. Așa cum spunea domnul Marius Ulmeteanu, o ediție poate mult mai interesantă, cu o participare mai bogată, cu mai mulți sponsori, cu mai multe premii. Dar oricum, ediția 10-a a fost, este și rămâne în memoria tuturor prin emisiunea Sportați, Viorel Paizan și Gabi Săvescu, care am realizat-o în memoria tuturor. O emisiune de nota 10, o competiție de nota 10. Vă mulțumim că sunteți alături de noi de 10 ani. La revedere!